Pa, Fram. Noroc, Chior, în călătoria asta ne-a lăsat mașina și am chemat platforma să ne aducă pe cealaltă de acasă și să o ia pe cea stricată. Pa! 5 ore mai târziu am ajuns și noi la Băile Tujnat. Am avut un drum cu peripeții, la Vanelin de Munte, în benzinărie. Mi s-a stricat mașina, nu mi-a mai pornit. Am fost prin Vanelin de Munte, am găsit un mecanic, ne-a ajutat super de treabă tipul. Am pus tester pe mașină, am demontat anumite chestii. Am stat vreo oră pe lângă ea, am pus altă baterie, nimic. Problema este la cutia de viteze, că este automată și cumva a rămas blocată și nu mi-a mai citea că este în parking neutră, în fine. Nu contează asta. Apoi am sunat în București să ne aducă cealaltă mașină și să o ia pe asta, să o ducă la service. A durat vreo 2 ore jumătate, 3 până a ajuns mașina cealaltă. Și apoi tot așa vreo 2 ore jumătate drumul iarăși din Vălen până aici, până la Băile Tujnat. Este ceasul 7. Ali s-a dus ea camera, cărăm bagajele, iar apoi presupun cobănăm la cină, să mâncăm, să bem ceva, habar n-am. Așa că am început mini vacanța asta cu peripeții. Sperăm să nu mai apară alte probleme. Stay tuned, nu știm ce se va mai întâmpla. Bună, Rina. Hai să facem și un quick room tour. Hall intrare, baie, iar aici avem camera. Decent, până acum totul ok, destul de cald, deci mi-e foarte cald. Pentru alea asta e mare bucurie, cald rău de tot afară, sunt vreo 7 grade și în cameră, nu știu, se resimt vreo 20 ceva de grade, foarte cald. Alea o să se bucure, eu oricum doar ne-am velit, deci e ce trebuie. Sănătate! Am fost așa înfometat încât am uitat să mai și filmăm la cină. Ideea este că aici la Ozon este pachet cu demi-pensiune, așa că avem mic dejun și cină, bufet suedez. Cina a fost super ok, mâncarea super bună. Nu a fost atât de diversificată, însă a fost foarte gustoasă, am avut și desert. Nu sunt incluse băuturile alcoolice și sucuri și așa mai departe, de care inclus doar apă minerală, apă plată. O să încerc să filmez mâine, atât la micul dejun cât și la cină. Ne băgăm la somn. Mâine o să stăm întreaga zi aici la hotel, o să mergem la spa, piscina și așa mai departe. Ne vedem mâine dimineață. Da. După ce am luat micul dejun, am zis să mergem la o mică plimbare. Mergem să vizităm o fetă de aici din Tujnad. Vrem a ține cu noi soare, pe tot ce îți poți dori. Am ajuns și la Tujnad Camping. Arată destul de frumos aici. Nu putem intra, avem aici gardă electrică, aici e problemă cu urșii. Sunt acolo niște cabane, chiar e frumos. Aici acolo jos râul. Arată bine, rău de tot. Avem aici indicator spre Mofetă. Am rămas fără asfalt. Intrăm pe modul off-road. Și de aici mai sunt vreo 350 de metri. De unde sunt băile Tujnat, din centru, de acolo unde este centru de wellness, avem undeva la vreo 1 km 200 până la Mofete. Și avem aici un izvor. Pare a fi puțin sulfuros după culoare. Izvorul Beca. Și am ajuns la Mofetă. Dar cred că nu avem noi noroc și e posibil să fie închis. Nu avem noroc. Măcar view de aici este spectaculos. Sperăm doar să nu ne întâlnim cu ursul, pentru că aici, în zona asta, cu Vazna și mai ales în Tujnad, sunt destul de mulți urși. Iar pentru cei pasionați de drumeție, există aici un traseu către Piatra Șoimilor, distanță 1 km. Am coborât de pe munte, am venit din partea aceea de la Mofetă, am coborât, am făcut un mic ocol, iar acum am ajuns aici pe malul lacului, este destul de secat. Au ieșit oamenii la plimbare și 6 km mai târziu am ajuns înapoi la hotel. Parcarea este destul de goală, între timp am mutat și o mașină aici în față. Aseară de-abia am găsit loc de parcare
și am parcat în stânga, undeva acolo jos. Asta a eliberat parcarea, fiind duminică. Noi o să mai stăm încă o seară. Deci avem sejur de 2 nopți, 3 zile. Mergem la spa. Și este super liber, cum am zis, că e duminică și lumea a plecat deja acasă. Avem aici zona de piscină, mai avem acolo jacuzzi, sus este zona de masaj, iar pe unde se intră avem acolo și sauna, sauna uscată, iar aici sauna umedă. Gata și spa-ul pe ziua de azi. Ne-a luat somnul, ne-a luat foame. Este ceasul 6, ne facem în duș, iar la 7 coborăm la cină. Avem aici o ciorbiță ardelenească de porc. Sănătate! Gata și ziua 3, ne pregătim de plecare. Mergem să facem bagajul la mașină și apoi dăm cu praf de mers. Avem aici o vedere de la Băile Tâșnat pe care o să o trimitem. Gata. Dacă sâmbătă seara când am venit era foarte aglomerat și parcarea era plină, acum nici măcar un sfert din locuri nu sunt ocupate. Azi fiind luni. Deci au plecat foarte multe persoane. De obicei, din ce am observat, în zona asta se practică turism de weekend. Deși am început mini-vacanța asta cu peripeții, cu stricat de mașină, pierdut timp prin Văleni, până la urmă am recuperat. A fost, să zicem, o mini-vacanță reușită. Ne-am bucurat de timpul petrecut aici. Iar acum, în încheiere, aș vrea să vă spun și de cost. Pentru o noapte de cazare aici, la Ozon, se plătește undeva la vreo 600 și un pic de lei, 620 ceva de genul ăsta, unde este demi-pensiune inclusă, adică ai micul dejun și cina inclusă, fără băuturi. Nu știu dacă este un preț bun, un preț rău, este un preț decent, a spune. Desigur, în acest preț intră și accesul la piscină, jacuzzi, sauna umedă sau una uscată. Masajele se plătesc individual. Așa cum am spus, nu știu dacă este un preț corect sau nu. Cu ce pot compara însă este cu resortul de la Balvanoș, unde acolo, în momentul de față, prețul este puțin mai mare decât aici, cu 50 de lei sau ceva de genul ăsta. Desigur, depinde și de perioada în care mergi. De obicei am observat că sâmbătă seara prețurile sunt puțin mai crescute decât în cursul săptămânii, ceea ce mi se pare normal. Așa cum am mai tot spus, în zona asta, din ce am observat eu, se practică turism de weekend. Acum, pentru cei care n-au fost nici aici la Balvanoș, pentru început este ok să mergeți în oricare din aceste locații. Însă, eu totuși aș tinde să merg mai mult pe varianta Balvanoș. De ce spun asta? Pentru că numărul de piscine este mult mai mare acolo. Există de asemenea și piscină exterioară și sunt mult mai multe saune. Adică din punctul ăsta de vedere eu aș tinde să merg mai mult la Balvanoș, deși prețul este puțin mai mare și deși acolo nu ai nicio demi-pensiune inclusă, este doar micul dejun inclus. Așa cum am spus, depinde de părerea fiecăruia, eu aș tinde mai mult spre Balvanoș, însă aș reveni oricând ce ești cu plăcere. Asta fiind spuse, aceasta a fost mini-vacanța noastră aici la Băile Tâșnat. Dacă v-a plăcut acest video, puteți să ajutați cu un like și un subscribe. De asemenea, puteți să share-ui și părerea voastră atât despre acest resort, cât și despre celălalt de la Balvanoș. Și pentru cei care n-au văzut, o să las pe undeva pe aici videoul de la Balvanoș. Toate cele bune, pa, pa! Hey, don't forget to subscribe! See you later!